Ministerul Sănătății a actualizat lista medicamentelor gratuite și compensate, începând cu 1 ianuarie. Ne-a bucurat acest lucru pentru că s-au introdus câteva molecule noi, ceea ce este foarte bine. Este vorba de medicamente inovatoare și care tratează bolile mai grave. Acestea se eliberează gratuit. Este vorba de programele de sănătate națională. Măsura ne-a bucurat și sperăm că există și bugetare pentru acest lucru. Lista medicamentelor compensate cuprinde 130 de molecule noi pentru tratarea cancerului, diabetului, a bolilor reumatice, hepatitelor virale, dar și pentru prevenirea accidentelor vasculare, insuficiență cardiacă cronică. De asemenea, există molecule destinate să trateze și să amelioreze bolile rare, epilepsia, Parkinsonul, osteoporoza și chiar depresiile majore. Ministerul Sănătății și-a mai propus ca programele naționale pentru cancer, diabet și transplant să devină până la sfârșitul lui 2014 programe etalon, prin aplicarea unui alt tip de management, mărirea domeniului de intervenție, dar și creșterea calității terapiilor. Îmbucurător pentru farmacii este și faptul că au reușit să scape de datoriile către furnizorii de medicamente, deoarece Casa de Asigurări de Sănătate a ajuns cu plățile la zi. În acest moment, Casa Națională de Asigurări de Sănătate este la zi cu plățile către farmacii. Măsura este benefică pentru toată lumea. Asta vorbesc din punct de vedere, pentru că sunt farmacistă, din punct de vedere al farmaciștilor, pentru că am reușit să fim și noi cu plățile cât mai apropiat față de furnizori și să nu mai existe o presiune așa mare din partea furnizorilor către farmacii și, bineînțeles, pentru că acest lucru a fost posibil și noi ne putem aproviziona mai bine, în așa fel încât pacienții să găsească medicamentele de care au nevoie. Tot din acest an, însă spre finalul acestuia, ar putea deveni operațional Cardul Național de Asigurări de Sănătate, menit să reducă frauda și să disciplineze sistemul de sănătate.